Duelul de la Arad între UTA și Petrolul Ploiești s-a încheiat cu victoria gazdelor. 1-0 a arătat tabela de marcaj la finalul partidei. Golul celor de la UTA a fost înscris de Defreitas în prelungirile primei reprize. Pentru petroliști urmează o săptămână de foc cu două meciuri în decurs de doar trei zile. Joi de la ora 18.30 pe Ilie Oană are loc confruntarea cu Universitatea Craiova. Duminică de la ora 20.30 Petrolul Ploiești joacă pe arena națională, acolo unde este programată întâlnirea cu FCSB.